Bun găsit! Sunt Daniela Dumitrescu și astăzi vreau să împărtășesc cu voi cea mai recentă lectură a mea, respectiv cartea Cele șapte emoții, scrisă de Lawrence Howells, proaspăt apărută la editura Herald. A fost o plăcere să citesc această carte, pentru că este foarte bine structurată, este scrisă de un clinician și se simte clinicianul din el și organizarea lui interioară, pentru că fiecare emoție pe care el o abordează este structurată într-un pattern foarte clar. Cum se resimte emoția, care sunt expresiile faciale ale emoției, cum este ea la nivel somatic, ce se întâmplă cu corpul nostru atunci când suntem în emoția respectivă, dar și ce gânduri și comportamente generează. Trebuie să spun că autorul vine cu o viziune cognitiv-comportamentală, care este o viziune dragă mie, pentru că și eu o abordez. Dacă vreți, este o formă de alfabetizare cu emoțiile, da? Este un fel de bază pe care, din punctul meu de vedere, ar trebui să o știe oricine despre emoții. Ce mi s-a părut interesant la această carte a fost, pe de-o parte, faptul că abordează dezgustul, dezgustul fiind o temă care, pe lângă faptul că mă interesează și pe mine de ceva vreme, nu prea este abordată de către psihologi, și el o abordează de o manieră foarte clară și o pune așa pe același nivel cu celelalte emoții de bază. Dar abordează și fericirea, pentru că cumva uneori noi psihologii parcă suntem așa prea focusați pe aceste emoții care au mai degrabă conotație negativă, da, pe frică, pe furie, pe vinovăție, pe teamă, pe anxietate, da, pe tristețe. E, iată că după ce povestim despre toate aceste emoții, vorbim un pic și despre fericire și vedem cum și fericirea se cadrează în tiparele emoționale. Mai mult decât atât, cartea vine cu exerciții, cu propuneri de introspecție, de autoanaliză, care ne permit să înțelegem mai bine tiparele în care funcționăm, felul în care gestionăm emoțiile mai mult sau mai puțin eficient. Prin urmare, este o carte cu care poate începe studiul psihologiei, aș recomanda-o, de exemplu, tuturor celor pasionați de psihologie, studenților la psihologie, sau pur și simplu oamenilor care vor să înțeleagă cam cum stă treaba cu emoțiile și de ce ele sunt atât de importante în viața noastră psihică. Prin urmare, vă invit să parcurgeți această carte. Este o carte care se parcurge ușor, care poate să fie citită în diverse momente ale zilei, pentru că vine cu un limbaj accesibil, vine cu explicații foarte clare, foarte concrete, foarte cu exemple foarte precise și atunci ea poate să facă obiectul unei lecturi oricând aveți un minuțel liber. Sper ca, pornind de la această carte, să descoperiți și celelalte titluri absolut interesante de la editura Herald și să ne vedem curând. Mulțumesc!